Iași și nu arată nici cum școala respectivă. Trebuie făcut tip un sediu de poliție. Am văzut la televizor că erau niște sedii de poliție în sate și comune, în grajduri, că n-au sedii. Sediu primăriei, sediu școlii, de exemplu, și cămin cultural, că Ceaușescu a avut la un moment dat povestea aia, brutărie, cămin cultural, toate condițiile la, în comune ca la orașe. Făcute tipurile astea standard, cum s-au făcut 400 de săli de sport într-un an de zile pe un pariu cu Țireac, bănuiesc că se pot face acum și 400 de școli echipate de la fundație până sus și știi că în următorii 20 de ani nu mai treabă cu ele. Că le faci Dumnezeu și de la început, cu tot ce mișcă, cu vestiare, cu cantină și așa mai departe. Și eu cred că se pot face multe lucruri frumoase în țara asta, dar trebuie voință. Și atâta Doamna timp cât... președinte, și idei. Dar cum credeți că se poate aranja ca să fie în regulă schema în învățământ? Fiindcă, iacătă, sunt gârlă de suplinitori care scad păi în sigur felul că ăsta. Da, sigur că da. Pe președintele României, când a promulgat legea cu salariile profesorilor, lumea n-a înțeles și probabil n-a fost destul de explicit. Că nu intrau la mărire. Păi sigur că da, nu intră și suplinitorii, pentru că nemai fiind atractive salariile în învățământ, dându-le acolo 5, 7, 10 milioane de lei, făcând și naveta pe nu știu unde, nu, oamenii au renunțat. Domnule, mai bine mă duc vânzător la magazin în colț, voi fi eu profesor de matematică sau limba română, dar mă duc și lucrez la o firmă, domnule, acolo. Stau la secretariat, răspund la telefon, îmi iau 20 de milioane, nu 7 milioane cu navetă cât e. Și mărirea de salarii se referea numai la cei titularizați pe post. Și sunt o grămadă de cetățeni care lucrează în învățământ suplinitori. Strungari, frezori, frigotehnici ca mine, care mai predau și limba română pe lângă alte cele. Și e în regulă, pentru că copilul nu mai învață nimic. Dacă nu e profesionist, n-a făcut o școală pedagogică, nu are pedagogie, că și asta să înveți un copil ceva e o artă. E artă ca să îl faci pe un copil să fie atent în clasă și să asimileze materia care tu o predai, nu e o chestie simplă. Și eu am fost în școală și erau titularizați profesorii pe vremea aia, toți erau pe post, dar nu toți aveau darul și harul de a preda materii. Și de-aia de multe ori am urât câte o materie. Uram chimia, de exemplu, în clasa nouă din cauza profesoarei, care mirosea transpirații și mă enerva și cu asta basta, nu suportam chimia. Asta era și când ne-am spus, m-am lăsat și corigent în clasa, n-am rămas corigent la chimie. Se întâmplă. Și de asta vă spun că trebuie să ai talent pedagogic și asta e o meserie care trebuie ridicată la nivel de artă. Sunt profesori și universitari care în momentul în care au cursuri să umple sala și sunt profesori care nu se duce nici dracu. Da, sigur că da, domnule, mă duce, îmi pierd timpul de pomană, nu înțeleg nimic ce vrea să-mi predea. La fel se întâmplă și cu suplinitorii din învățământul preuniversitar. Păi în clasa și mai ales în clasele astea gingașe, eu cred că cea mai importantă școală e clasa 1-8. Atunci se formează copilul, nu vezi să scrie, să citească, să socotească și așa mai departe. Păi degeaba... Și îi și cheful de a învăța. Absolut, păi degeaba faci tu universități de nu știu ce renume mondial dacă tu fundamentul generației nu e pregătit. El nici nu știe să scrie și merge la nu știu ce mare universitate. Păi el se pierde acolo. El intră cu un handicap din start între restul colegilor lui. Și aici trebuie pus o mare, mare bază pe clasele, nu neapărat pe clasele, de când se naște copilul până când termină liceul. Asta trebuie să fie grija statului, pentru că dacă el mănâncă sănătos, va fi un copil sănătos, mai târziu se va observa în bugetul de sănătate că el nu mai trebuie ținut pe medicamentație și așa mai departe. Noi avem o generație, tânără generație bolnavă, din cauza alimentelor cu euri, toți sunt bolnavi, sunt obezi, copiii au mari probleme și acum să scoatem chipsurile din școală, nu mi se pare o chestie în regulă. Ar trebui interzisă comercializarea pe teritoriul României a chipsurilor. Nu a chipsurilor neapărat, dau și eu o denumire cretină. A produselor care conțin chimicale. Păi nu poți ca să mănânci chimicale. Nu, ar trebui legiuitorul să ia act de chestia asta, să dea o lege clară, clară și precisă. Pe teritoriul României nu se comercializează produse chimice.
alimentare. La revedere. Colorante sintetic, aromatizate sintetic, ambalate. Păi stau chipsurile alea 2 ani de zile în pungile alea sau 10 ani de zile, au termen de garanție cât dacile. Păi nu poate să țină un produs alimentar cât o mașină, că n-are cum. Dar uite că asta se întâmplă chestia asta și aici trebuie foarte mare grijă și în sistemul de învățământ tot schimbă laptele și cornul cu fructe și un alt. Ar trebui o masă caldă dată la prânz, pentru că niște zarzavaturi se găsesc, niște carne se găsește și poți să faci o mâncare cu un anumit, făcut de nutriționist, nu de mine, cu un anumit, o anumită putere calorică copilul ca să poată să dea randament. Și trebuie avut grijă copilul ăla din clasa de când se naște până când termină liceu să aibă 3 mese pe zi sau 2 mese pe zi asigurate în cadrul școlii. Adică în momentul în care el a intrat în școală până când iese din școală, el trebuie să fie protejat, apărat, mâncat, spălat, îngrijit și așa mai departe. Pentru că de-aia există acolo grămadă, un aparat de pedagogi. Dar pare să că nu se ocupă nimeni de ei. Și da. Bântuie drogurile până școle din marile localități la în comune și în sate. Eu mă îndoiesc că s-ar plimba drogurile. Că în general drogurile sunt chestii scumpe care merg la copiii cu bani. Copiii de agricultori nu, nici, cred că nici în film n-au auzit. Sigur că da. Ei n-au o bucată de brânză. Domnul Prigoan, cum gândiți dumneavoastră niște strategii ca până la urmă așa mult trâmbițata creștere măcar cu un centimetru a stării unei familii să se întâmple, domnule, să se simtă că s-au ieftinit poate angaralele cu utilități, să se întâmple ceva ca familia, acum ce să mai întrebarea, nici nu știu dacă se poate pune când e vârtejul ăsta mondial, dar ceva trebuie făcut că de 20 de ani nu a crescut nivelul de viață al familiei. Păi, în primul rând, aici e problema statului. Deci revin din nou că legiuitorul are posibilitatea, tot ce înseamnă resursă naturală a poporului român, pentru că aici s-a creat o confuzie juridică pe care lumea nu vrea să o înțeleagă. Eu le-am explicat demnitarilor. Statul român nu e proprietarul resurselor naturale, e numai gestionar. Deci el e administrator, nu e proprietar. Statul nu e proprietar pe petrol, pe gaze și așa mai departe. El e numai gestionar și el trebuie să aibă prin instrumentele și pârghile care le are la dispoziție, să aibă norme de reglementare clare și precise. Gazul care iese din subsol trebuie să ajungă la cetățean acasă, cu prețul impus de administratorul stat. Dar pare să că la noi totul e cu fundul în sus, totul e pădos, da. Și asta trebuie reglementat. Nu, pentru că cetățeanul acum, va simți imediat dacă îi reducem la jumate factura la curent și la gaze. Pentru că îi dăm gaze din producția și internă. Și acum trebuie să reamintim gândirea domnului Prigoană, care e chiar pusă în slujba omului românului obișnuit, ca un exemplu ce zice că va face domnul Prigoană. O lege prin care gazul metan din pământul românesc mai ieftin să fie trimis în aragazul omului. Absolut. Iar gazul metan luat de la ruși la prețuri mai mari să ajungă în halele de fabrică. Absolut, absolut. Mie mi s-a tot spus, domnule, nu se poate că e un coș și mi-a explicat mie cu coșul și am spus, băi, n-am nicio problemă, pentru coșuri ali fi. Am ce treabă cu coșii și prostia asta ce ați ghicit-o voi? Domne, că gazul se amestecă, dar păi nu mă interesează, domnule, eu am un contor la ieșire din pământ, eu am atâtea zeci de milioane de metri cubi pe an și eu trebuie la populație să duc zeci de milioane de metri cubi. Ăia mi-i duci în partea altă, păi nu mă interesează cum s-au amestecat, ce coș, dar aici e șmecherie tot timpul ca să fure. Asta e o furăciune a statului, domnule, noi suntem furați de statul român. Noi am pus acolo la Agenția Națională de Reglementare în domeniul energiei niște oameni care să ne protejeze pe noi, un fel de protecție a consumatorului cetățean român, că noi îi plătim. De ei protejează prin tot ceea ce fac firmele străine care aplică tarife noi și aprobă tarifele noi, că ci ca și e trendul mondial. Păi se le ia dracu de trend mondial, ce treabă am eu cu trendul mondial? Că eu la ieșire din pământ n-am un contor acolo care să-mi spună, da, să te taxez mai mult. Ăla e al statului român, gazul care iese de acolo, conductele au fost construite de poporul român în epoca Ceaușescu, că ăștia n-a mai făcut nimic de când au venit pe aici. Nu m-au mărit prețul, atâta tot. Acum șmecherie cu
schimba contoarele. Dar eu vreau neapărat de la 1 ianuarie prețul la gaze să scadă cu 50%. Și asta e problema noului guvern. Și asta se va vedea? Sigur se că va da. Vedea clar la portofelul. Absolut.